România este neînvinsă la Ploiești în jocurile oficiale. A fost 1-0 cu Malta prin golul marcat de atacantul Pușcaș. Stadionul îi priește și unicului marcator al partidei. Fotbalistul lui Reading înscrie mereu când evoluează pe Ilieoana. Acum Pușchi a înscris cu capul, la începutul reprizei secunde, după cornerul executat de Ianis Hagi. Marcatorul a dedicat golul unui tânăr de 18 ani din Oradea, orașul natal, decedat recent. Apoi s-a bucurat cu colegii și cu selecționerul contra. Nu se așteptam o diferență mult mai mare. Păi și noi ne așteptam, dar nu mereu ne va ieși așa, pentru că echipele care vin aici și se apără, cred că e greu să, dacă nu deschizi scorul repede, e greu să le dai multe. Eu cred că trebuie să plecăm de aici cu victoria, cu cele 3 puncte, cu susținerea fanilor. În acest joc, contra a debutat 3 jucători, fundașii Rus și Ștefan și mijlocașul Bordeianu. Capitanul Chiriche și-a spus despre boboci că au intrat bine și recunoaște că echipa nu a strălucit. Ești optimist în ceea ce privește dubla cu Norvegia și Suedia? Da, eu am încredere în grupul acesta, am încredere că și mister va reuși să ne dea acel suflu, acea motivație. Să câștigăm cele două jocuri. Fanii au populat tribunele, au făcut valuri și atmosferă, iar la final au fost destui care i-au așteptat pe tricolori pentru poze, autografe și tricouri. Tătărușanu și Hagi Junior au dăruit tricourile, în timp ce antrenorul contra și președintele Burleanu s-au pozat cu copiii. Conducătorul federației acuză unii fani că din cauza lor pot avea terenul suspendat și astfel șansele de calificare la Euro pot scădea. Șanse mai mici dacă vom juca fără suporteri? Cu siguranță, cu siguranță. E un mare dezavantaj, e un handicap. Atunci când știm foarte bine ce s-a întâmplat și cu alte ocazii. Ce ar însemna să nu fim la acest Euro pe care îl găzduim și noi? Hai să fim optimiști în momentul de față. România ocupă locul 3 în grupa preliminară cu 10 puncte. Suedia are unul mai mult, în timp ce Spania este lider cu maximum de puncte, 18. În luna octombrie România va avea 2 jocuri, cu Feroe și Norvegia.